Nu cred că economia românească va intra în recesiune, dar activitate economică în jur de 2%, 2 și ceva la sută, cam cât găsim și în rapoartele fondului și ale băncii mondiale, cred că acolo vom ajunge. Mai depinde și de anul agricol. Nu suntem în recesiune. Nu ne pregătim de nimic negru. Lucrurile încă sunt sub control. Avem o problemă majoră în domeniul fiscalității, trebuie să o rezolvăm. Domeniul fiscalității, că acolo sunt presiunile cele mai mari. Și de ea trebuie să ne ocupăm. Avem deficit pe partea comercială, din păcate, și la produse agricole. Poate să fie explicat și prin importurile de tehnologie, dar nu. Multe dintre importurile pe care le face România se fac în orașele mari și bogate ale țării, nu se fac. Uitați-vă la promoțiile de Crăciun, nu găsești un produs românesc. Așa vrem să trăim. Călătoriile în străinătate, nu spun că e rău, toată lumea vizita la asta, asta este o realitate. Da? Dar să ajungem noi să fim exportatori net, adică să avem surplus în servicii datorită transporturilor internaționale, eu nu visam. Deci mai multe părți ale economiei merg. Nu suntem acum, sunt nici o pregătit să vă dau toate datele. Economia merge, nu e... Repet, avem o problemă majoră, 26-27% din PIB, venituri bugetare, n-au cum să acopere cheltuieli de 40-40 ceva la sută ala lung. Și se întâmplă de când am fost premier, deci le știu pe din afară. Același tip de discuții, încercăm să o luăm dincolo, să o împingem. Acolo e o problemă structurală, n-ai cum să... Deci economia încă merge.